Mă ocup cu altele. Acolo, la vărărie și e care este mare acolo, am făcut înștiințare la poliție ca să organizăm o comisie să asistăm. Acum, zilele este de odihnă, băieții lucrează acolo. Au făcut lucrări de care trebuie să pui acolo. Trebuie să pui acolo, împrejurul acolo, să lipească și văd că o scas noapte, o lipit-o. O pregătit-o. Și una dintre cei acolo e pădurea de la 600 de metri de la dânsul. O carat lemne azi noapte. M-au sunat dimineață oameni de acolo, domn Petroviș, la vărărie sunt aduse lemne de azi noapte de la pături. Eu azi am ieșit că nu putem suna dimineață tare, am sunat mai târziu, am sunat la poliție ca să mă fac legătură cu sectoristul Alexandru Albu, ca să duc să controlez acolo dacă documentele, trebuie să aibă documente pe ziua de azi. Data de 5, piatră, lemne nu era, dar 5 de noaptea, pe dimineață, gata, acolo s-au venit mașini de lemne acolo. Au apărut. Și m-a sunat lumea de acolo, domn Petrovici, și uitați-vă, și aici lemne s-au adus. Eu i-am înștiințat pe deși, Albu nu mi-a răspuns, odată am sunat la poliție să răspundă, apă, doilea oară am sunat noi. Acum am făcut înștiințare ca să organizez o comisie, să duc la fața locului, să controleze treaba asta și să organizăm un control la groapa și aia. Și mi se pare că degeaba sun. Comisarul nu este de acord cu asta ca să controleze. Nu are oameni de ajuns ca să șadă să controleze la vărărie. Și pe rând cu aceia s-au dus, acolo s-au mai descoperit. Alături de aceia a fost închis o groapă, este vărul primarului, Colesnic Mihai. A fost astupată groapa și a turnat acolo un camaz de pământ, ei au curățit groapa și au descoperit alta. M-a sunat că domn Petrov și ce o altă groapă acolo alături. Ei au lucrat amul la sărbători, au descoperit groapa și ei au descoperit-o de acolo. Și de-a mă și teatru au adus. Când au adus de unde? Și spune că nu se fură nicăieri din defileu. De nu mai este nici o încredere. Știți? Așa poliții, cum lucrează la noi, la Nordul Republicii, e nu numai raionul Iedis, dar și raionul Briceni. Tot aceeași situație. Scară lemne din raionul Briceni și se aduce în părțile astea. La Târnova aici merge, lemnele merge încoace. Și mai anul trecut a fost o mașină prinsă de la Trinca cu lemne, documente false. A fost poliția la mine, la fața locului. Dar primarul Și nu are nimic de zis, primarul, viceprimarul, consilierii, că doar groapa aceea, am înțeles că e în spațiu public, e pe terenul primăriei, al statului. De ce nu intervine nici într-un fel? Nu comentează măcar. nu intervine că asta sunt rudele lui și el pentru asta șede și să are, vă spun, că tot susținerea de la dânsul. El dacă face asta, el merge contra satului. Dar eu, dacă el spune că Petrovici s-a ridicat contra satului, contra oamenilor. Știi ce spune el? Asta spune tot de clar, înțelegi? Și mai oameni care se mai îmbat așa câte unul, eu îi prind, înțelegi? Cum îi prind? Pe drum și la mine, la sfadă. Și te-ai ridicat și nu dai pași la oamenii ăștia să facă o capeie. Păi nu-i nimic contra să facă o capeie. Poftim legal, fășeți, duceți-vă la locul unde v-a dat primarul acolo, dacă duceți-vă acolo, dar mă nu fășeți în sat, oamenii cum, să Se revoltă. revolt. Oamenii se revoltă și au, că au product, ia că acum se începe sezonul de primăvară, a productelor, spune tot acolo și tot iadurile astea care iese din piatră, tot asta spune pe frunzele copacilor, pe frunzele productelor, să așează, să avem oameni care se răsuflă greu, care au, cum mă spune, nădușală, asta și asta se duce. Mai ales de la vărărie și aia mare care este clădită acolo, acolo o grămadă de chimicate ar să iasă de acolo. Ai văzut vărărie și aia din am. Nimeni nu vrea să-i implice în situația dată. Dar Nimeni și nu vrea să iasă. primarul a autorizat undeva locuri de ars varul? Nu mai e autorizat. El o propus încă de când ai fost tu la Trinca. Eu zic ce a spus. Că el le propune loc, înțelegi. Nu le dă nici loc, nu știu. Acum am auzit zilele astea, le dă un loc, iar între ceilalte păduri este despre partea Halahore, cum se spune la noi acolo. Acolo e mai combinabil, la 50 de metri de la păduri. Cum se poate să facă vărării la 50 de metri de la păduri? Acolo se dă voie. Și aici el e combinabil, primarul nu vrea să strici cu oamenii, că el are patru mandate, de-am poate la luală și pe cincilea, poate să-l iei și pe zecilea, dar lui el să-i vie vremea în rând cu persoanele astea care le-am pus eu azi acolo, care le-am
le-am distribuit mai departe, am vrut să scriu mai jos, că mai departe vor merge și toți primarii ăștia, că sunt 400 de primari care iar, toți fură. Toți fură. Eu vreau să spun, toți fură și toți îmblă prin șmecheriile este, înțelegi? Ei așa trăiesc și așa e apă, ei cred că și în toată vremea așa. Încalcă Constituția, încalcă legea, nu se supun nimeni Constituției, nu se trage nimeni la răspundere pe deși. Ian Petrovici să încalce legea, să vezi, dar mă, și l-a prins, l-a luat de gulder și-l duce. Dar ei nu-i prinde nimeni. Ce să ne facem? Nu vin și facem, numai cât atâta revoltă. Mă revoltez, fac și cât pot eu. Nu mai rămân cu revolta și cu sfadă și cu una și cu alta. Dar se spune că nu se fură. Cum nu se fură? Dacă a fost o comisie la mai în 2016, 2018, am vrut să facem un sondaj cât s-a furat din defileu. Ministerul Mediului, care este condus de ministrul șasa, asta e economiei, cum îi spune lui, care fără, spune că e fără carte, ministrul economiei, care e azi, Gaburici. Dar el nu mai este. El cred că nu e Gaburici, cred că nu mai este ministru, că cred că demisia, îi credeți de demisie, tăt, eu știu, azi dizolvă parlamentul ăsta. N-are oameni ca să lucreze, a fost o măsurat, am document la mână, da, s-a furat, numai nu putem face apreciere, nu avem aparatura care să ne dea apreciere cât s-a furat acolo. Dar bun, dacă consilierii, că doar nu sunt toți cu primarul, nu-i nimeni să-i facă opoziție, să-i ceară socoteală, de ce permite contrabanda? Domnule, nu-i șeri la asta, cum a spus el e dictator. Cum el a spus, așa este. Nu-i calcă nimeni pe înaintea lui. Nimeni, absolut. Numai unicul Petrovici. Unicul Petrovici. Iată, astăzi dimineață am ieșit chiar în drum, nu am putut să merg la magazin. La centrul satului, unde au lucrat trei organizații, au fost acolo și au pus asfalt, taman el trece pe acolo și pe apă. Eu n-am putut să trec. Am trecut în șleom pățiște de mare, n-am putut să trec pe acolo. Trebuie apa până la genunchi. Și am filmat acolo, în centrul satului, acolo unde ai fost tu în centrul satului, la magazin, și acolo avem IAS. Dar trei organizații au lucrat la IAS-ul și-al. Și la noi asta e dictatura. Și spune el, el dacă a spus că se facă drum în prăpastie și să facă un pod, a făcut o prăpastie de 5.200.000. Eu am aflat cât costă podul și ala. El este făcut de calitativ. Și așa e la noi să faci totul. Oamenii fac în sat ce vor ei. Oamenii votează după cum spune el. Și nu avem și face. Eu singur unul nu pot să iei. Eu vorbesc, nu mă tem. Nici, dacă chiar și la bătaie și moarte, eu nu mă bat. Eu nu sunt așa la om să mă bat. Eu îți le-am spus, băi băieți, dacă vă zdători cu ceva, spuneți, este lege, poftim, hai să mergem la lege și spune lege. Dacă eu voi fi vinovat, este. La mine este, pare rău să arăt, este Constituția Republicii Moldova, eu mă stăruiesc să nu încalc Constituția și să mă conformez. Dar ce vreau să spun? Eu toate scrisorile, unde au fost scrise, la CNA, la Procurorul General, la domnul Carujin, 2 ani de zile de-a mam, eu nu pot primi răspuns pe ce aproape peste 4.000 de cuburi de ceată care sunt furate de defileul Trinca, unde poliția de la Iedriță nu a făcut niciun proces verbal, cum ți-am mai spus și spun și acum. Mai în afară de asta mai avem acolo furături, dar nu avem o apreciere cât s-au furat acolo. Am răspuns. Alt răspuns am de la Procuratura Generală, că-i dat la procurorul din Iedniț ca să clarim și întrebarea cu podul. Procurorul din Iedniț i-a dat răspuns, domn Petrovici, dacă guvernul și parlamentul au dat un bani și ei și au dat un ordin să facă acolo podul, să zici, băi, nu ordinul a dat guvernul, ordinul poate și da bani. Banii i-au dat de la guvern, dar podul este făcut într-o prăpastie, acolo e un pod făcut, înțelegi, foarte, cum să spun. Dar pentru asta se fac poduri, când sunt râpile mari și oamenii n-au acces, pentru asta se fac poduri, nu? Da, se fac, dar noi dacă râpa așa e de lungă, de vreo 5, 700, 800 de metri, e lungă râpa, așa vine, lângă, așa au fost cărări, treceau oamenii cum treceau pe alte sate. Am văzut sate mai rău decât la noi, înțelegi, casele chiar se răscheau de la margine râpului și nu le-au făcut ajutor. Dar în Trinca noi mai avem, i-am spus lui Filip, i-am scris și i-am spus și l-am invitat să vii la, aici la dezbaterea asta la mine cu podul. Păi zis, bă, noi mai avem nevoie, dacă mai fă-vă și șase poduri, că avem nevoie să faci poduri, dacă ai atâția bani,
5 milioane, dă bani și fă. Fă, dar podul e făcut într-o prăpastie. Acolo e o prăpastie mare. Acolo cândva când o să duc, o să duc oameni, o să ușidă oameni, o să ușidă copiii. Ap, care-i supărarea mea tale? Care-i motivul supărării mea tale? Că podul ăla o să se deterioreze din cauza prăpastiei sau e inutil strada aceea puțină lume? Sau trebuie mai multe astfel de poduri în mai multe râpi din Trinca? Da, acolo trebuie, acolo n-are cum, două mașini să margă, tu mă înțelegi, două mașini să margă, care să margă în protecție, acolo nu greu merg, înțelegi, una, a doua, dacă merg și oamenii pe acolo, n-au un sferit, nu-i făcut trotuar, nu-i făcut nimic. E periculos pentru pișii care merg pe, cum se spune, pentru pietonii care merg pe drum, copiii mergeam pe acolo la școală, era o cărare care mergea, nu mergeau mașini așa pe acolo, că acolo era o cărare făcută, dar primarul, prin documente fals, ca să poată să câștige niște bani și ceva și a făcut, a făcut podul și ăla, fiindcă la vale mai 60 de metri avem podul principal, pe unde mergeau toate mașinile, tot satul mers pe acolo. Și așa la pod se prăbușește, că așa la o trebuie să-l fac. Eu asta am socotit. Dacă socotit, dar eu socotit că trebuie să fac acolo, că trebuie să furi niște bani. Ei, nu cum au furat, furat bani dacă i-au băgat în pod? Și podul ce l-au dar costat nu i-au băgat totuși, în pod, nu? Crezi că nu a costat, costat 5 milioane și 200 de mii. Acela pod nu costă 5 milioane și 200 de mii. De 5 milioane 200 de mii, de, eu nu știu, nu, nici nu vrea să nimeni nu-i dă răspuns. Școala ce e sportivă îmi pare că a costat 4 milioane, nu? 4 milioane. Auzi? Și până în prezent n-am răspuns. N-am răspuns de la școala sportivă, n-am răspuns de aici, n-am răspuns de la toate judecățile care am avut eu. Eu rămân, înțelegi, că scriu și scriu în dodi. Dar ce e cu mafia varului, ard și anvelope, cauciucuri sau numai lemn? Da, eu deși ți-am spus, grochile care sunt făcute grav, bort ai făcut ca omul să margă în picioare, acolo, cum spuneai tu, dau scaturile întregi. Pune un scat de și ăla întregi, el dacă pune în loc să trebuiască la o groapă, eu spun că la groapa și de var, s-o coate. El dacă are 70 de toane de var, la fiecare kilogram de var ars, trebuie 3 kilograme de lemn. Ca să capiți un kilogram de var, trebuie 3 kilograme de lemn să ardă. Acum, acolo, la groapa și acolo, trebuie 200, să iei să pui 210 toane de lemn. Ca să arzi numai pe lemn, 210 toane de lemn trebuie acolo. 3 vagoane, ca să încărce acolo 3 vagoane și 3 vagoane de lemn să arzi groapa și dar ei susțin că noaptea pun scaturi și ard cu scaturi. Și acolo el dacă are, arde la 200-300 de scaturi, 3-4 zile cât are el, nopțile cât arde e, el își face datorie și scapă de mai ușor, nu cumpără atâtea lemn. Da, asta cum e ilegal. Arderea de cauciucuri e ilegală. Și în noaptea Paștelui și iată pentru arderea varului. Totul se face, cum, nelegitim, dar merge. În România am văzut că se face varul, dar groapa nu se ridică mai sus de la pământ, dacă ai văzut acolo când s-a făcut o este, nu se ridică groapa mai sus de la pământ, fiindcă tot vremea cât arde gazele și ele otrăvitoare, ele ies în aer. Ți-am mai spus, ies în aer și acesta aer este poluat. De atâta oameni se nădușă, de atâta oameni boli au, copii poți în care se nădușă în alta și nu este convenabil să ținem este grochi în sat. La domiciliu. Este interzis de Ministerul Mediului, de data 5 ianuarie 2012, orice ardere la domiciliu, arderea varului, este interzis. Dar de ce nu intervin acum dacă acolo marginea satului e făcută groapă pentru arderea varului, dacă e interzis prin lege? De ce nu intervin? Este interzis dacă el nu supune. Ia ca câte sesizări scrie poliția. O scris, mă timp ei de... să vadă pe Petrovici, scrie sesizări primarului. Primarul nici nu se uită la sesizările lor. Eu am sesizare nu de mult, vreo două luni de zile, de la poliție. De fața mea, eu trimis primarul sesizare. Două, trei luni, eu trimis sesizare primarului de a stopa toate lucrările. A fost o ședință împreună cu procurorul, împreună cu ecologia, împreună cu care au mai fost aici, de la... O comisie a fost întreagă și le-a interzis de arderea varului. Mă uit că după interzicerea asta și arderea varului, poftim, iar se deschide, iar arde, înțelegi, iar se duce mai departe. Dar păi, ce ai de gând să faci? Vin alegerile, candidează, intră în Consiliu măcar, sau concurează contra lui Gudumac.
Domnul Oleg, dacă eu aș fi sănătos, dacă eu m-ar ține picioarele, înțelegi, măcar și picioarele, capul mă mai ține și eu că el se uită. Și așa s-a uitat la mine când eu îl filmam, când el a trecut pe apa și ea primară. L-am filmat chiar cum el merge pe acolo cu mașina, dar eu nu putem trece pe jos, el cu mașina. S-a împroșcat apa și ea până deasupra, la vreo 2 metri pe acolo. Și eu nu pot să candidez. Am 77 de ani, am merg 78, înțelegi? Eu aș candida dacă la președinția țării, și poate m-ar lecui ministerul meu, ministerul sănătății, poate ar face ceva cu mine și eu aș ieși acolo, să-și arăta eu și fel de prezident așa. Așa cu studiile mele care le am eu. Capacitatea mea care de 39-40 de ani, de care eu rup cu hoții și bandiți, ți-am spus. Eu asta la mine e ceva interesant, înțelegi? Eu când l-am prins atunci în 80, când un načalnic la construcții m-a pus pe mine să duc 4 toane de crască să le descărc la un magazin, eu nu m-am dus. Dar am fost eliberat din lucru, unde acolo au sărit și comisarul raionului Iedniț, și procurorul din Iedniț Fujencu, și scurtul, acolo era, înțelegi, și toți au sărit asupra mea, că aici o scris pe mine, načalnicul PMK, Nistor Vladimir Fiodorovici, o scris că mine așa lucrător nu-i trebuie. Eu am dat atcaz ca să duc crasca și ei acolo, fiindcă ei au mers Olimpiada în 80 prin centrul raional Iedit și au spsuit acolo vreo 8 toane de crască. Înțelegeți? La drumul șală era câteva garduri acolo. Acum, când eu am prins, comisarul din Iedniță și cu procurorul Fujencu Sergei, el e de la Nordul Republic mai este în viață, pe undeva să mă audă, procurorul Fujencu i-a cumpărat mașini de aici, de pe crasca și ei. Că am dus crasca, au dus-o ei pe urmă și au dat-o la magazin și jdani au vândut-o acolo, că erau mai mult jdani de ăștia evrei de noștri cum sunt, erau în magazin și i-au vândut crasca și ei și i-au pus mâna pe bani și au ieșit. Ce relevanță are etnia vânzătorilor? Pentru ce pomenești etnia lor? A? Pentru ce pomenești etnia vânzătorilor? Are vreo relevanță? Erau hoți, pe timp sovietic erau hoți de tot felul. Și Fujencu e nume de evreu? Cine? Fujencu. Fujencu nu, Fujencu a fost procuror al raionului Iedniț. Și ai zis că și-a luat Fujencu și el mașină, nu? S-a luat și el mașină și comisarul s-a luat mașină și când eu m-am dus acolo la dâns și când auzi, m-am dus și m-am jăluit, dar Fujencu îi spune nici, domn Petrovici, scrie plângeri, las că îi învățăm eu pe noi. Când pe urmă am aflat tot ce-a făcut ei și pe minim m-a interzis, dar un an de zile am îmblat până m-a pus în lucru, înțelegeți, nu m-am dus de la așa întreprindere, m-a pus. Pe urmă ei au avut făcut casă de președintele colhozului, că a murit Andrei Ivanovici, era, le-a făcut casă, înțelegeți, și de asta au pierdut locurile. Fujencu a fost scos dat din lucru și mutat ca anchetător la Orhei. Cum a fost pe timpul sovietic, așa au rămas și pe timpul mafiei anticomuniste. Mafia pe atunci cum a fost era puternic, erau ei întredin și fășeau. Scurt a fost scos din comisar și trimis la zonă cu băieții la Briceni pe atunci. Fujencu a fost scos dat ca anchetător pe la Orhei, nu știu unii. Dar au fost scoși. Eu am fost pe atunci, pe vreme, și el, și Obanul Ivan Ivanuș, și procurorul general la audiență. Și atunci el a spus că domn Petrovici și delegat cu miliția și procuratură își vrea să scos treaba la capăt. Zic, da, domnule procuror, dă și mie o 30 de mii, să iau și eu o mașină bună, să am și eu. Și da, domn Petrovici, eu pe mătate trimite la casa de nebuști, lecuiti și apoi vine și șere mașină. Și am avut nevoie și am greșit cu domnul Smirnov. Nu m-am vorbit cu dumnealui pe telefon, fostul secretar, второй secretar Райкома партии Республики Молдова, care el a fost la Tiraspol, pe urmă. Da, și el care a ajuns prezent la Tiraspol? Oho! Da? El avea funcție în timp sovietic, da? El a fost второй secretar Райкома Республики, a fost, comuniștilor. Și chiar. Eu am vorbit atunci pe Cudezu, că el era supravegherea procuraturii și a judecătoriei, era tot sub mâna lor. Și eu de ce m-am dus la dânsul? Am vorbit numai prin telefon și mi-a spus, domn Petrovici, du-te la procuror că deja te așteaptă acolo 3 polițiști. Da, așa și-a fost. Și m-am dus și iar am primit o groză de la procurorul Ciobanu. Eu am spus, mulțumesc, dați-mi voi să mă duc jos, că am copiii și cu femeia afară și zic să mă duc, să-mi eu rămas bun și vin înapoi. El ce duce și vine de grabă. Zic, mă duc. Și m-am dus la poștă,
m-am dus la poștampul din Chișinău și am scris vreo 15 plângeri, KGB, ziarul Pravda, stăt locul, Procuratura Generală a SSR-ului, tot am scris. Și peste două săptămâni a venit și nu l-am văzut pe urmă, nici pe Șobanul l-am văzut la... Cred că poate mie l-a ajutat ceva, pe procurorul Ciobanu Ion Ion, eu nu spun. Și era și Oloia, ajuntul lui, eu îți spun oamenii care erau acolo. Dar pe Ciobanu nu l-am mai văzut la putere mai mult, a fost deportat. Fiindcă am prins poliția din Iernici care l-au schimbat pe Ista, pe Scurtu, a venit unul Bradu, nu Bradu, dar amintele. A venit aici și l-am prins cu ciment. Dușe ciment în Zacarpatia, dar ăsta era mai bun, că ăsta călca mașinile din Iernici cu cimentul și trimitea în Zacarpatia. Luau o spraucă de 5 toane, dar pe urmă mergeau 30-40 toane, din urmă mașinile încărcate, dar naceanic o băhă să tine, mergea cu Volga înainte și cei de mașini tăt țepul și câtul pătrin și dușeau ciment în Zacarpatia, furau tăt. Asta a fost 70-71, a început Levo-Combinatul, eu am lucrat la întreprindere mai mășcate în Iednița, am lucrat aici, am participat, spun, 30 de ani. De 3 ori am fost dat afară, de 3 ori restabilit și am muncit acolo cu dânșul. Cu colectivul de 600 de oameni m-am judicat și am câștigat judicata la Chișinău, am câștigat. A fost o judecătoare așa ca doamna Domnica Manoli, care ne-a dat dreptate acolo, dar era Pușcașul și domnul Pușcașul era acolo, el era președintele curții judecătoriei atunci. Și cu ajutorul lui și cu judecăță și am câștigat judecățile în fața la pentru 600 de persoane care eu luptam cu dânsul. Și eu vreau să dau mulțumire, dar în ziua de azi, dacă eu de când am ieșit cu democrație și am căzut că domnul democrație, înțelegi, Gimpul, Lupul, Iacov, Plăhătniuc, cu aiștia lor, am căzut că ei s-au apucat de treabă, dar ei sunt bandiți. Ei s-au făcut bandiți țării, și să facem? Nu putem. Eu îți spun, din lupta mea care eu am nevoie de oameni cinstiți care să vii, că eu am pierdut toate judecățile în fața asta și judecătorii, începând poliția, procuratura, judecătorii, doctorii, care sunt, toți sunt, ei au legătură, toți așa, uite, eu le arăt așa, uite, toți au legătură, asta toți împreună, înțelegi? Eu toate procesele mele care sunt legate, sunt așa legate, poliția, procuratura, judecătorii, doctorii, toți acolo. Deci dacă eu spus comisarul, doctor, să spui așa, trebuie să spui așa, chiar și cu narcotica și aia de la 1 noiembrie 2017. Poate e lung materialul ar și, dar ieșim altădată, eu vreau să spun, înțelegi, de ce este, înțelegi, cum cu narcotica, cum cu rachiu nu-ți face nimic, înțelegi, cum cu defileul, cum piatra se fură, înțelegi, și ei nu au niciun proces verbal făcut, înțelegi, eu am toate dovezele, eu am la mână și domnul Harujin i-a spus și atunci oamenii nu-i plac și ei chiar am unii și nu-i place de șpitensul, înțelegi. Telefonul lui este 649-034. Câteodată nu mi-a răspunde, dar dacă eu alt telefon, numai pe meu telefon nu-i răspunde. Dar altul mai schimb telefonul și apoi îi răspunde. Și îl întreb. Dar până în prezent este Ghinadi Pârli, care este procuror la Procuratura Economiei. Și vorbești direct cu Harunjen și tot nu te ajută? Nu mă ajută nică, nu cum direct, dar și la audiență am fost. El îi spune mie, domn Petrov, ce în fiecare miercuri mă ta, ești la mine să intri poftim de la 9 până la 12. Dar eu am să mă duc în toate miercuri la dânsul la Chișinău să mă credim că îi trebuie 200 de lei, numai să mă duc și să vin, dar să mai trebuie de mâncare, dar poate trebuie și un pantof să-i cumpăr, înțelegi. Dar domnul Harujin, el vine care, dar nu scoate din buzunar să iei, n-a domn Petrov și cu 200 de euro ca să ai și vine la mine. Ori domnul Uglea, ori domnul Pârli, ori domnul Galușco a fost, este la Ministerul Economiei și a fost la Trinca aici și a văzut domnul Galușco, dacă mă aude, a fost cu domnul Uglea și a fost cu domnul Sajin, Oleg Sajin, a fost un procuror care el a trebuit să-i libereze, că a deschis dosar penal de fața mea, am fost la procuror și a deschis dosar penal când cu 77 de milioane de lei și domnul Sajin a avut, pentru că susține, l-a chemat pe Gudumac la audiență. Și Gudumac nu vrea să ducă, păi domnul Sajin Oleg, un procuror foarte bun, 17 ani a lucrat în procuratură și a trebuit să lepi de procuratură și spre și acum lucrează avocat, nu știu, pe Chișinău. Cred că nu s-a supărat că-i amintesc eu telefon, numele lui, dar mi-a spus, domn Petrov, ce-ți doresc succes, dar fără capăt. Aici este succes. Și omul s-a dus și drept a spus că-i fără capăt. Aici e toată legătura, mafia, tot se începe de aici și tot merge pe sus, se începe ori de sus vine în jos,
ori de jos se duce în sus. Ei, și stăți legați. Și să așteaptă de la Petrovici. Dacă el merge și mă amenință primarul de fața polițiștilor, mă amenință pe mine, înțelegi? Și el spune că eu nu am văzut. De fața ministrului, când a fost Răducanu, m-a amenințat, nu a văzut. Până în prezent, înțelegi? Și de așa, pentru la fiecare amenințare, el pe mine mă amenință, înțelegi? Tăierea lemnului copașilor de teritoriu legal, o tăiet acolo, nimeni nu-i face nică. Dar cum de un primar care de la nordul Republicii, din centrul Republicii, de acolo, l-a prins, înțelegi, cu niște lemni, nu trebuie niște copași, nu știu ce, și l-a dat afară, mă, deci, din lucru, dacă nu s-a judicat, eu știu ce a făcut cu dânsul. Dar aici nu, aici puteți hoți și bandiți. Vreau să spun și mica asta, vreodată, Gudumac de la Trinca nu-i face nimic, că are 500 de milioane de lei ușier. Pus în legătură, are asfaltul pus în Trinca pe drum, glodos, pe de sub. Păi câțiva ani el ar să rădi și tăt în sus, ar să dea ieri groază de astea și când ar să dea apa pe de sub, ar să îngheță și ori dicat asfaltul și ala, că ăsta e pus pe pământ, înțelegi? Și dacă intră apa iarna de sub, să-l rădici și să-l fac țol. Și iată, așa nu-i face. Am așa la care am făcut de la Gordinești, care a fost, el a fost cu Maia Sandu, am făcut și întâlniri, a fost Andrei Năstasă, am fost cu dânsa, am fost și eu la Gordinești. Era cu Maia Sandu, dar pe urmă, dacă a venit o grupă de băieți de la Partidul Democrat și a spus, dacă mă ta, noi să lez, el are firmă, facem acolo, a distrus o grădiniță. Grădiniță nouă, năuț, făcută la chei. Am vorbit și ieri cu oameni. De urză îi spun oameni, domn Petrovici, ai filmat și ai pus și măsuri s-au luat acolo. Grădiniță construită la chei, primarul ăsta cu rău, Victor, care este acum, a distrus grădinița complet. El s-a făcut casă, a distrus acolo din blocurile și alea. Lușinul lui chiar i-a dat loc pe teritoriul și ala la grădiniță și a făcut casă, tot din blocurile și alea din grădiniță. Și a rugat ca să știu la domnul Vasile Năstață, mă duc la emisiune, mă duc la jurnal, am greit cu băieți și ei de acolo. Hai, vai să mă duc, nu, ia că ai filmat, ai pus tot pe internet, mă duc să dau lămuriri eu acolo. Și ce crezi? Nu ești. Am fost la grădiniță, am văzut drept acolo copiii, dorm câte doi pe pată, zici, crezi, au bun, bravo, au copii mulți, dar grădinița este mică. Dar și ei și-au fost construit-o fără mată, domnul primar, zici, nu ești tras la răspundere. Dar dacă nu se duce cu comuniștii, cu ăștia, cu democrație, apelă de și tras la răspundere. Deci îi cade, gos, mână, dat și gata. Dar democrația nu-s veșnice, o să vin el într-o altă guvernare, nu-i posibil să răspundă, sau el îți treacă de la o guvernare la alta. Eu poate mă ușă, îți spun, deși spun eu, că am rugat-o și pe doamna Cornelia Cozonac să-i împliși. Că ți-am spus că eu toate dosarele n-am, eu ți-am spus că eu sunt activist, dar nu jurist, eu am nevoie de om, dar la noi nu se apucă nimeni. Chiar la Bălți s-a spus că a fost o doamnă, a fost cu mine, așa o, chiar să le făcut, pot spun că și așa, femeie, persoana și aia, femeie și aia, că e femeie, așa o făcut o declarație foarte bună, Petrovici ca activist civic, se luptă cu tătea este, cu tătea este așa. Procurorul, judecătorul, întors unul orare acolo, a pus pe el în parte, o a stupat urechile și a spus că nu. Dar nu a stat nici procurorul Chistruga din Iedris, care este și nouat, trebuie să-i pui cartușele, nici Chistruga 2, înțelegi, ei singuri se susțin unul pe alții. Ești trebuie să te-ți pus cartușele la mână și duși, auzi, duși la locul unde trebuie duși. Cătușe. Dar noi și facem. Nu facem nimic așa. Deci nu am să facem nimic, nici nu facem. De atâta eu, dacă poți duși rogi, dacă găsim un avocat și vreau cât mai trăiesc, poate mai țin eu un an de zile o leagă, dar e greu, nu pot, înțelegi. Deplasarea e grea. Banii cheltui, femeia mă sfădesc, copiii îți treabă, îți spun și ai atâta și ai tu din partea asta, cheltuiți banii, te duci sănătatea, îți pierd, nu am nimic, înțelegi. Aș vrea să văd, nu-i întrebă ce își pierd eu, dar măcar vreau să văd ceva, să faci ceva în țara asta. Să scrie în ziar, nu-ți faci nică, să duci pe televizie, nu-ți faci nică, pe internet fășem noi atâtea emisiuni, nu-ți duci nimica. Nu, cum se poate, înțelegi? Eu îți spun, pot și să vorbesc. Ce emisiuni și-a fost la Elena Robu Popa când am fost noi atunci? Viceministru a spus că ar să vii, nu a venit la fața locului, așa au rămas, a rugat-o pe doamna Elena să mai facem emisiuni, eu a spus că nu pot să vii la emisiuni și cred poate și pe dânsa o mustrat-o cineva.
Deci nu mai pot vorbi cu dumneavoastră, mai mult, nu știu, lucrează el la Unimedia, ori nu? Ea e plecată în Franța. Nu, dar văd că ești pe internet, nu îi mai scriu câteodată. Că Pe internet este și în Franța, încă nu s-a interzis. Da, vorbesc, eu vorbesc cu cine mai pot vorbi și pe Italia și pe ești. Și asta-i, asta-i tătă, vreau să văd și eu, nu văd mișcare absolut nimică, nu văd, pentru că la noi organele nu lucrează și de la Chișinău nu vin. Nu vin de la Chișinău că departe și n-au bani, dar lui Petrovici are bani. Eu să mă duc, eu trebuie să mă duc, înțelegi? Vreau să mă duc și eu, nu mă duci nimic degeaba. De acord. Și fășe. Mulțumesc pentru interviu, am înregistrat și difuzăm. Încercăm să gândim o formulă, o variantă. Sau cu campanie de colectare fonduri, sau cu vreun sponsor, sau cu vreun avocat care să lucreze pro bono. Căutăm o soluție.